Audieri publice aprinse la primăria Soroca. Subiectul care a încins spiritele a fost cu privire la majorarea taxelor la transportul public. Dacă acum 3 săptămâni transportatorii cereau 4 lei pentru o călătorie, acum prețul a crescut la 6 lei. În proiectul dat era stipulat că tariful va crește cu 1 lei, dar noi atunci am preferitat că era tariful la materie 21 de lei și 76 de lei pentru acest. La ziua de azi știți că din mâine materie se conchește. Adică va fi 26-63. Înțeleg că chestiunea dată, pentru locuitorii orașului Soroca, e greu, dar în caz contrar, dacă noi nu mărim tariful la transport, dumneavoastră nu au să iasă la grevă. Dumneavoastră vor vota cu picioare, adică vor pleca din acest serviciu. Și noi vom pierde acest serviciu în prestări în Soroca. Mâine, dacă noi vom pierde transportul, de restabilit, de renuitat, va fi foarte și foarte complicat. Noi am făcut calculele în februarie, le-am dat, atunci prețul era 1 la motorină și la piesă. În ziua de astăzi, vineri, am mai dat alte calcule, care cu prețul tot e minim, dar aproape 10 lei. Noi, la ziua de azi, nu șerem 4 lei, dar șerem 6 lei. Vă lămuresc din și cauză, că astăzi tot se ridică și se ridică. Noi nu știm ce ar fi până la sfârșitul săptămânii, dar pur și simplu deamul șoferii n-au și turna în bac. Faci un cerc și tragi la zapravcă și toarnă ca să facă doilea cerc. Înțelegeți-mă, că dacă nu, o să mergem pe jos toți. Каждый день тарифы повышаются. Мы делаем эти перерасчеты. Вот буквально на пятницу сделали перерасчет, заходит 9.36. А завтра будет 30 лей солярка. Еще на этом сказали, не остановится. Будет и 35. Что мы будем делать? Мы должны все вместе думать, как нам выйти с этого положения. И так, чтобы люди были не оскорблены. И чтобы мы могли работать. Дело в том, что на маршрутках работают люди опытные. Ви не візьмете любого з легкової машини і поставите. Це люди з категоріями. На прима шадинці, коли ми дискутували на тихоні февралі, калкулу сінікосту на калаторії, а воно калатора на мальчик Сорока, вчора його плеєш айдеш на ульва. Лазоля з лудзоли віні, кінець презентату дмястра, для кум сінікосту, це не інконді прець моторин. Тарифи для калаторії 9 лей 36 дивань. Єву аж Філіп Ререк ținând cont de dinamica prețelor și prețul vor crește și în continuare, suntem conștienți de asta, a solicitat 6 lei, o să revin și tu săptămâna, a solicitat acum 8 lei. De atât am o propunere, că să facem toate procedurile astea cât mai repede, că mâine, poi mâine să ne trezăm, că eu am să vin cu propunerea de 10 lei. Mazlo Ișca, adică ca proprietar de pieră, care activează pe numărul 7, în același timp și în calitate de pasager, pentru că eu singură, adică în fiecare zi mă folosesc de dimineață și seara de pieră. Vreau să zic, adică înțeleg și poziția pasagerului, că vrei cât mai puțin. Dar, pur și simplu, dacă o să rămânem la prețul dat, eu o săptămână, două, mai mult n-am și eu de în stare, să țin mașina pe rut, adică să ia chit motorina ca să lucreze și să transportăm persoanele la lucru și de la. Sunt reparații mai costisitoare, serioase și cu reparații care costă într-un fel cu o lună, două în urmă, acum costă, în două etni costă. Grafic normal, cu cetățenii. Nu fac transformați, propuneți așa că este un grafic. Grafic ăștia nu se respecte deloc. Nu se respecte. Trebuie, anul trecut a spus că din 8 în 8 minute, ele merg din 20 în într-o oră. La oprire, clientele stau, care stă câte 5 minute, care mai ascultă încă 3 muzică până se încarcă, până n-au un grafic în care stau ochi. Și ce voi vorbiți? Voi să fiți și să încărcă. Și grafic. Și o să îmbunătățiți
Potrivit transportatorilor, majorarea prețului la combustibil îi lasă și fără șoferi care renunță să activeze pentru că nu au niciun venit. După toate calculele care s-au făcut la momentul dat, pe data vineri au fost calculate, au fost, ne revine 9 lei 35 de bani, dar noi nu la tariful ISA, într-adevăr, că intrăm în situație și la toți cetățenii din oraș Soroca. Tare bine înțelegem situația creată, dar ne face situația că pe zi ce trece se ridică prețul motorinei. Și dacă astăzi la moment e 26,66, mâine e vorba că iarăși din nou se ridice peste noapte cu 50 de bani iarăși. Și noi pur și simplu nu dorim să prestăm servicii, dar nu putem deja. Deja nu putem, care e motivul? Motivul între cealaltă că nu dispunem de banii cei care trebuie să alocăm pentru motorină în toată seara. La momentul dat avem mașini care într-adevăr staționează, băieți s-au oprit, nu că nu dorește, au familie și ei, vor să lucreze, vor să activeze. Nu pot să le alimenteze, nu pot să le repară din pricina prețului. În fiecare zi, câte trei rute se opresc, câte trei rute tot se opresc. Dar motivul e acela că n-au cu ce le alimenta. Nu că nu doresc sau ceva, n-au cu ce le alimenta și cu asta motivează. Pentru că n-am bezvehnui положение, ми вынуждены будем остановиться. Купил человек свою маршрутку, сам за ней ухаживает, сам ее, это самое. Только страховка повысилась сейчас на 600 лей, 4600 в год. Дорожный налог дважды платим, 2173 лей. Те старые, 200 и 200, 400 лей. Как заработать этому водителю такие деньги, чтобы можно было погасить и там, и сделать? Резина зимняя, сейчас ГАИ начнет нас штурмовать о том, что мы должны поменять летнюю резину. А одно колесо стоит 1650 лей. Когда в прошлом весной оно было 1200. Есть разница. Din puținii soroceni prezenți la audierile publice au fost câțiva reprezentanți ai Consiliului Local de Tineret. Noi am făcut și formulare și am întrebat și tinerii. Ei nu sunt împotrivă că să ridice prețurile la transport, dar împreună cu ridicarea prețurilor la acest transport să fie respectate unele cerințe și reguli. Să aibă un grafic normal, rutierile să nu fie noi, dar măcar să aibă o stare normală, pentru că unele rutiere e foarte... Pentru că ți-o într-o haină curată, te duci la școală, ieși murdar, nu-i corect. Noi nu suntem împotrivă să ridici taxa la rutieră, doar ca să fie respectate unele cerințe și reguli. Eu nu am nicio pretenție, fiindcă, într-adevăr, combustibilul, carburanții s-au mărit. Noi trebuie să înțelegem că ei nu au alte ieșiri din situații. Dacă vrem mai departe să beneficiem de aceste servicii, ei trebuie și cumva și să restituie cheltuielile și să aibă de trai acești oameni. Dar eu, doleanța mea și... Nu sunt respectate niște cerințe minime a cetățenilor, cum ar fi să respecte graficul a transportului, să respecte iarăși în rutieră, să fie cât de cât anti, deci e antisanitarie totală în rutierii, scaunile cad, nu știu, o dată în săptămână, cumva, cineva poate spune mâna pe mătru și e elementar să mături în această rutieră. Noi nu vrem, cum a spus domnul, cafea și ciocolată în rutieră. Noi vrem să respecte acest grafic, cetățenii să beneficieze de acest servicii de calitate și noi să plătim respectiv aceste servicii, dacă ele sunt de calitate. Dacă nu va fi majorat prețul călătoriei, prestatorii serviciilor publice de transport amenință cu sistarea activității. Primarul Ilia Pilipețchi a menționat că autoritățile iau în calcul toate solicitările, dar decizia o vor lua consilierii din Consiliul Municipal Soroca, pentru că așa prevede legea.